Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată, Iisus le-a întâmpinat zicând: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 9. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dragi teologi, iubiți frați și surori, împreună rugători, ne aflăm, iată, în cea de-a treia duminică după marele praznic al Paștelui, al Paștilor, prilej cu care biserica noastră se oprește asupra celui de-al doilea tip de credință. O credință autentică, o credință incandescentă și aș îndrăzni să spun o credință cât se poate de reală. Credință care este a femeilor mironosițe. Dacă săptămâna trecută am înțeles că îndoiala poate să fie un vehicul înspre încredințare, lecția de fapt pe care Toma ne-o propune, una dintre cântările duminicii trecute spunea că coasta străpunsă a Mântuitorului s-a făcut lui Toma un izvor nesecat de teologie. Adică din acea coastă el s-a încredințat de realitatea atât a învierii cât și a dumnezeirii sale și astfel de acolo izvorăște această teologie. Ei bine, de data aceasta, biserica ne propune o altfel de teologie. O teologie mai mult a experienței. Pentru că aceste femei, vom vorbi pe larg despre ele, ne deschid această îndrăzneală de a-i fi alături Mântuitorului. Una dintre tezele pe care Părintele Stelian Tofană, care este specialistul Catedrei de Noul Testament, din cadrul facultății noastre o propune spre dezbatere, e o temă foarte interesantă pentru că spune că nici n-ar trebui să se numească aceste femei mironosițe, pentru că nu faptul că au dus miruri și aromate la groapa lui Iisus, la mormântul săpat în stâncă, nu faptul acesta este elementul central al activității lor, cât apostolia lor. Maria Magdalena este numită de către părinții primari Apostola Apostolorum, adică o trimisă înspre apostoli, un apostol al apostolilor. Și mai cu seamă, termenul cel mai corect care poate să fie atribuit acestor femei purtătoare de miruri este acela de apostoli. Ele fac o lucrare similară apostolilor. Și poate părea ciudat pentru că astăzi, în mass media, există atât de multă separație, există atât de multă disensiune legat de rolul femeii în biserică și mulți dintre dumneavoastră sunteți la curent cu aceste afirmații contradictorii și răsunătoare, încât este din ce în ce mai greu să înțelegem că lucrurile în primă instanță n-au stat deloc așa cum am fi noi socotim noi că ar fi în realitate. Asta pentru că rolul femeii în antichitate era unul foarte diferit față de cel pe care îl are femeia astăzi în această binecuvântată emancipare feminină care începe odată cu veacul 20-21. Femeia nu avea, de pildă, dreptul să depună mărturie într-un proces. Ea nu avea statutul de martor. Și vă spun lucrurile acestea nu ca să accentuez această misoginie specifică a antichității, cât mai cu seamă să vedem și să ne inspirăm la nivelul credinței de ce anumite elemente evanghelice sunt vestite prin intermediul acestor martore ale realității mormântului gol, tocmai pentru a potența ce? Istoricitatea evenimentelor și realitatea învierii lui Hristos. De ce? Pentru că ele se întâlnesc pentru prima dată cu acest mormânt gol. Varianta de la Matei, s-ar putea și varianta de la Ioan, sper să nu mă înșel, prezintă întâlnirea cu îngerul
care le produce foarte multă spaimă, pe care ele îl confundă cu grădinarul, ca mai apoi să meargă să vestească ucenicilor faptul că Iisus a înviat din morți. Dacă ar fi în realitatea desfășurării evenimentelor să fie expus în spațiul public iudaic al acelor vremuri faptul că niște femei care făceau parte din cercul, să zicem așa, apropiat al lui Iisus, sunt cele care văd și mai mult de atât se întâlnesc cu Iisus în fața mormântului, lucrul acesta ar fi părut din start în fața evreilor și în fața eventualității unui proces ca o nălucire. Deci nu ar fi avut nicio descărcare sau nicio valență juridică în a atesta faptul că acest om a murit și a înviat din morți. Dar realitatea istorică este tocmai aceasta. Aici nu vorbim despre o psihologie inversă, ci vorbim despre un fapt real. Tocmai pentru că statutul femeii în antichitate era atât de atacabil, tocmai pentru că lucrurile se întâmplă în realitatea lor, nu vorbim în cazul învierii lui Hristos despre o nălucire sau despre un construct foarte bine făcut al unei scamatorii care, iată, acum, la mai bine de 2000 de ani, are proporții planetare. Ci vorbim despre un act istoric. Vă repet, cu riscul de a fi obositor, mărturia femeii în antichitate era nulă. Ea n-avea dreptul să depună mărturie. Și cu toate acestea, vedeți, Iisus se arată femeilor. Pentru că aceste femei făceau parte din cercul apropiat al lui Iisus. Nu erau niște femei sărace. Erau niște femei cu un statut social deosebit. O avem pe această Ioana, soția lui Huza. Este menționată în Evanghelie. Ea, nu știm foarte multe lucruri despre acest Huza, despre acest soț al ei, dar specialiștii au determinat faptul că el era unul dintre slujitorii apropiați, deci avea un statut de demnitar în curtea regală a regelui Irod. Și în această curte regală și această Ioana avea atribuțiuni administrative. Deci atât că femeile acestea apostoli, purtătoare de miruri, sunt femei cu statut social, sunt femei importante în comunitate, care nu fac altceva decât să fie primii martori ai acestei realități ai învierii. Misiunea cea mai interesantă a lor este faptul că ele promovează acest curaj care este absolut paradoxal în cheie feminină. De ce? Pentru că noi, în lumea aceasta dominată prea multe viacuri de gândirea masculină, am socotit că femeia nu este curajoasă, lucru care este fals. Curajul femeii are o altă descărcare, e adevărat, față de curajul tipic al testosteronului masculin, însă femeia are un altă, sau are o altă formă de manifestare al acestui curaj. Ne readucem aminte că apostolii stăteau ascunși de ce? De frica iudeilor. Ce fac femeile? Merg la mormânt. Sigur că, din punct de vedere cultural, câteva femei care merg să facă un gest total inutil, lipsit de logică, pentru că mormântul era sigilat cu pază de la Sinedriu, cu pază ebraică, templul avea poliția lui. Sigur că ele, în frunte cu Maria Magdalena, se gândeau cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului pentru a putea intra. De ce? Pentru că îmbălsămarea lui Iisus a fost făcută de Iosif din Arimatea împreună cu Nicodim în grabă, pentru că venea sabatul, erau și paștile în acel an atunci și nu era timp ca să se împlinească rânduiala. Sigur că nimeni în realitate nu le-ar fi prăvălit lor piatra de la ușa mormântului. Dar, aici este punctul de greutate, cu toate acestea, ele s-au dus, de ce? Pentru că îl iubeau pe Hristos. Îl iubeau pe Hristos. Erau, să le zicem așa, la nivel spiritual, mistic, îndrăgostite de acest maestru spiritual, care nu făcea altceva decât să pună suflet în relația dintre om și Dumnezeu. De aceea ele au avut acest curaj total ilogic, total irațional de a merge în fața mormântului pentru a împlini această rânduială,
care sigur le face mult mai curajoase decât apostolii care stăteau, repet, ascunși ca niște lași. Această lașitate a apostolilor, bărbați, am spune, va fi nimicită abia la momentul rusalilor, abia la momentul în care Duhul Sfânt se va coborî peste ei și peste lumea întreagă, arătându-le această putere a mângâietorului, a paracletului, a celui care vine să desăvârșească această lucrare pe care o începe Isus. De aceea, misiunea, repet, a femeilor mironosițe este tocmai aceasta de a deveni apostoli în fața minciunilor. Pentru că deja minciuna, deja dezinformarea începea să se instaleze în mentalul colectiv, cum că Iisus n-avea cum să fie Mesia, un Mesia politic, n-avea cum să fie străpuns de cea mai cruntă moarte, aceea a crucii, și că apostolii, ucenicii l-ar fi furat, făcând astfel mai multă dezinformare și aducând această neorânduială care este specifică psihologiei mulțimilor în momentele de criză. Ei bine, rolul lor este acela de a înfrunta efectiv această autoritate iudaică care le era potrivnică din toate punctele de vedere. Vă repet, obsesiv, femeia n-avea dreptul să depună mărturie, fapt pentru care realitatea pe care ele o vor predica este una anacronică, împotriva timpului, împotriva culturii, lucru care nu face decât să înfrumusețeze și să încarce de adevăr această descărcare a învierii. Ce este important în această analiză a femeilor mironosițe este faptul că ele nu căutau un domn al slavei. Este foarte ușor să aduci laudă, să fii cu omul care este în putere. Se întâmplă în politică lucrul acesta. În momentul în care câștigi alegerile, toată lumea este alături de tine și după 4 ani ești înjurat, scuipat și lucrurile le cunoașteți foarte bine. Dar în momentul în care ești la putere, ai lumea la picioarele tale, fapt pentru care e foarte ușor să fii alături de cel care se află în putere. Ei bine, Iisus în fața crucii nu mai este deloc acest învățător care anima mulțimile, acest vindecător extraordinar, ci era osânditul la moarte. Era, așa cum spune profetul Isaia, socotit ca ultimul dintre oameni. Apostolii știm ce fac, dau bir cu fugiții, Petru se leapădă în cântarea amară a cocoșului și femeile, alături de Maica Domnului, de Maria Magdalena și de aceste figuri foarte importante, rămân alături de cruce. Ele merg dis de dimineață, odată cu răsăritul soarelui, la acest nou soare al dreptății, pentru a-i aduce dragostea de după moarte a celui care de data aceasta este un răstignit. Este un Iisus al crucii. Astfel că ele se identifică, repet, cu Hristosul de pe cruce și vin să-i slujească unui mort. Este foarte importantă nuanța aceasta. Ele pleacă din casa lor, străbat Ierusalimul, ajung aproape de Golgota, de această ghenă, de această groapă de gunoi publică, în apropierea căreia era săpat mormântul acesta nou în stâncă, un detaliu cultural. Mormintele osândiților, acelor condamnați la moarte, trebuiau să fie în morminte noi, în morminte curate, ca necurăția celui osândit să nu contamineze celelalte morminte. De aceea Iisus primește mormânt nou, pentru că el era, inclusiv după moarte, în mentalitatea colectivă a iudeilor, un necurat, un om care își merită osânda. Și ce fac femeile? Merg la acest mort să împlinească, repet, o rânduială extrem de importantă, dar care are un impact vizual foarte puternic. Deja Iisus este mort de 2 seri și o zi. Suntem în prima zi a săptămânii, adică în duminica propriu-zisă a învierii. Căldurile foarte mari din Țara Sfântă accentuau în mod puternic starea de putrefacție și ele, vedeți, vin să ce? Să-i acorde acestui trup fără suflare această demnitate umană, conform tradiției lor,
care alminteri rămânea neîmplinită. Ori ce face Hristos, care este Domn al vieții și biruitor din spatele morții, le răsplătește această dragoste pe care ele o aveau pentru el. Una dintre temele cele mai proeminente ale literaturii și ale culturii este tema dragostei, tema iubirii. Iubirea este un mister, nu putem defini iubirea. Putem să ne poziționăm în fața experienței unei iubiri. Dar dacă nu experimentăm în viața noastră iubirea, în multiplele sau inepuizabilele ei forme, putem cădea, inclusiv la nivelul acesta al spiritualului, într-o formă a tradiționalului. Adică doar să împlinim anumite ritualuri, fără să înțelegem că adevărul se află dincolo de ele, că iubirea transcende inclusiv ritualicul și simbolicul. Lucrul acesta îl vedem și îl învățăm de la femeile mironosițe. Nu faptul că trebuia împlinită acea rânduială a îmbălsămării, ci dragostea din spatele ritualului era fermentul acesta care le mână pe aceste femei apostoli. Să știți că slujirea aceasta a femeii în biserică n-a fost una restrictivă de la bun început. Marta, acea faimoasă Marto, Marto, te silești și pentru multe te îngrijești, era diaconiță. Verbul folosit de către Luca la începutul Evangheliei sale este diaconeo, a slujirii la mese. Slujirea aceasta a fost până târziu, după secolul 4-5, în biserică. Ne aducem aminte de frumoasele scrisori pe care Ioan Gură de Aur îi le scria diaconiței Febe. Deci, rolul femeii în biserică era unul extrem de important și era legat de actul sacramental al slujirii în problema botezului. Fac o paranteză să vă explic de ce. Și de ce biserica a renunțat succesiv în timp la această consacrare a femeii. Pentru că exista instituția catehumenatului, care ce făcea? Îi învăța pe păgâni despre Hristos și se botezau exclusiv la maturitate. Au existat și excepții de pedobaptism, de botez al copiilor, însă, în special în perioada catehumenatului, botezul era destinat adulților conștienți. Și rânduiala aceasta se impune ca adultul să fie uns cu Sfântul și Marele Mir pe toate părțile corpului. Pentru că în biserică, la un moment dat, monahismul prinde o putere extraordinară, femeile aveau un rol care mânau mâna episcopului într-o cameră alăturată și prin mâna episcopului ele ghidau mâna ca noul botezat sau noua botezată, în cazul femeilor, să primească taina mirului și taina ungerii. Sigur că după generalizarea botezului copilașilor, după epoca aceasta catehumenatului, n-a mai fost nevoie pentru ca aceste diaconițe să săvârșească alături de preot și episcop botezul și astfel, vedeți, se pierde șirul acesta al slujirii femeii în biserică. Dar ce e important este faptul că, revenind la tema noastră centrală, slujirea acestei Marta este absolut identică cu slujirea diaconală în biserică. Ce este important, încheiind această paranteză, este faptul că Iisus le dă apostolilor atunci când vine la scena cu Toma, când apare prin ușile încuiate, când se teleportează la ei, le dă pace. Pace vouă. De ce? Pentru că apostolii aveau nevoie de pace. Sufletul lor era atât de învârtoșat, durerea pierderii și mai mult de atât, conștiința apăsătoare asupra trădării, asupra abandonului maestrului lor era atât de mare încât ei își pierduseră exact starea de pace din suflet. Cred că toți am trecut prin astfel de momente când, în mod conștient, am dezamăgit. Am dezamăgit și ne-am pierdut pacea din inima noastră. Ei bine, Iisus le dă pace apostolilor și, foarte atent să fim, femeilor mironosițe nu le dă pace pentru că ele aveau această pace în suflet fiind lângă crucea lui Hristos, lor le dă bucuria. Le spune, bucurați-vă. E, acest bucurați-vă este într-o relație perfectă, perfectă cu iubirea. Nu poți să atingi bucuria decât dacă iubești. Un om care se simte iubit este un om fericit, un om bucuros. Și ne gândim la copilași. Copilașii care sunt triști, care au această apăsare a figurilor,
au un dezechilibru emoțional în familie și părinții care observă lucrul acesta trebuie de urgență să intervină asupra vieților și asupra emoțiilor copiilor pentru a-i menține în această stare a bucuriei care dă alminteri ulterior și pacea în suflet. De aceea, vedeți, femeile primesc această descărcare a bucuriei și văd în final un Hristos al slavei, Hristosul acesta înviat. Nu mai au răbdare și se umplu de această teamă sfântă. Mărturia lor, repet, este aceasta a bucuriei, a iubirii, care înseamnă pur și simplu să mergi, să vezi și să acționezi. Este exact ceea ce au făcut aceste femei care devin pildă grăitoare a apostoliei pentru noi toți, fie că suntem femei, fie că suntem bărbați. E important lucrul acesta. Deci iubirea înseamnă ceva practic. În momentul în care te simți iubit și iubești, trebuie să mergi, să vezi și să acționezi. Este foarte interesant că relația dintre bunul păstor și păstoriți, adică dintre Hristos și apostoli, este întărită de data aceasta de către bunul păstor care îi angajează pe păstoriții săi. Dacă păstoriții acestui păstor bun au fugit, prin intermediul femeilor mironosițe ei sunt reangajați, așa între ghilimele, în această misiune a apostoliei lor. Dacă înainte s-au risipit, acum femeile au rol de a-i aduna și de a-i întări în această credință a învierii. Credința lui Toma, despre care am vorbit pe larg săptămâna trecută, se aseamănă cu acea piatră care bloca accesul în mormânt. Era o credință rigidă, o credință empirică, empiristă, vă spuneam săptămâna trecută. Ei bine, credința acestor femei este, de data aceasta, de o altă natură a pietrei. Este credința similară în piatra cea din capul unghiului, pentru că ele se aseamănă cu această piatră. Antichitatea, mediul iudaic, nu le băga în seamă pe femei absolut deloc, dar creștinismul, noua viziune reinterpretată, reformată a iudaismului mesianic în Hristos, pune femeia, exact ca piatra unghiulară, pe cea mai înaltă stabilă, pe cel mai înalt trepied. Unde? Urcând-o prin relația cu Maica Domnului, mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără asemănare decât serafimii, tocmai pentru curăția ei, tocmai pentru dragostea de care Maica Domnului dă dovadă, jucând rolul decisiv în actul de mântuire a lumii. De aceea, ele nu îl părăsesc pe Hristos. Dragostea în Hristos are putere ca să schimbe mentalitatea femeilor și ele să devină niște gospodine ale învierii. Poate să sune ciudat, dar să nu uităm că Iisus este pâinea care se coboară din cer. Între pâinea lui Hristos și pâinea noastră a zilei ce vine, care noi o așteptăm și o rugăm în rugăciunea domnească, se creează relația aceasta. Și ce fac aceste femei apostolice? Devin gospodine ale acestei pâini. Și poate o să ziceți că, da, e deplasată exprimarea. Dăm un contraargument foarte puternic. După înviere, Iisus le zice ucenicilor, mergeți mai înainte și vestiți ucenicilor și lui Petru. Petru primește o dedicație specială pentru lepădarea sa din nou. Că voi veni la ei și voi merge mai înainte de voi în Galileea. De ce Iisus merge în Galileea? Pentru că el se numea în popor Nazarinean și Galilean. Galileea era patria lui. El unde merge să se arate după înviere? Acasă la el. Tocmai pentru că acești prieteni ai săi, apostolii și prin ei noi toți, să ne încredințăm de această realitate a învierii. Și ce face Iisus după înviere? Când apostolii merg și aruncă mreaja prin pește, pescuiesc, și Iisus îi așteaptă pe mal gătindu-le pește fript, pentru că erau pescari. Le vorbește pe limba lor. Peștele este simbolul creștinismului, este un simbol al credinței datorită acronimelor sale. Ihtis în greacă înseamnă Iisus Hristos Theos Ios Sotir. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul sau Mântuirea Lumii.
Deci vedeți că între Hristos și mâncare, între tema banchetului ceresc și realitatea cinei cele de taină și a învierii, se realizează această legătură sfântă, tocmai pentru că ele sunt răsplătite și devin aceste gospodine ale învierii. Ele îl caută pe Hristos în aceste virtuți teologice, în credință, pentru că au crezut în El, deși L-au văzut mort, în nădejde, își puneau întrebările, cine ne va prăvăli piatra mormântului? Nu știu, habar nu am, dar mă voi duce. Deci sperau și în dragoste, pentru că L-au iubit atât de mult pe Hristos. De aceea lumina lor vine din întunecatul mormânt. Este o temă paradoxală. Dar gândirea feminină, și asta o spun citând din specialiștii care s-au ocupat cu tema aceasta, este o gândire paradoxală, pentru că gândirea feminină este o sinteză între o gândire emoțională și una pur rațională. Și între rațiune și emoție se creează această antiteză. De aceea lumina vine, culmea, din întunecatul mormânt. Ea izvorăște pentru că El a fost acest soare al dreptății. De aceea ele sunt aceste apostole ale lui Hristos. Unul dintre filozofii contemporani care se ocupă și de problema credinței, e vorba despre gânditorul grec Hristos Ianaras, vine și ne spune faptul că un creștinism fără iubire, fără eros, adică fără pasiune, fără intensitatea acestei iubiri, cade, așa cum am anunțat anterior, într-o formă de tradiționalism ieftin. Astfel că învățăm de la aceste femei și învățăm, de fapt, din relația cu femeia pe care o avem pe parcursul vieții noastre, fie că este mamă, fie că este iubită, soție sau soră sau prieteniile pe care le avem cu entitatea aceasta feminină, că pasiunea este absolut importantă pentru a ne putea traduce elementul acesta al iubirii. O mare sfântă a lumii de astăzi, e vorba despre Sfânta Tereza de Calcuta sau Maica Tereza, așa cum era ea cunoscută, avea câteva cuvinte pe care le răspândea ucenițelor ei. Ea făcea parte dintr-un ordin monahal care, știți foarte bine, se ocupa de săracii de la limita existenței din lumea treia, în special din Africa și din India. Și ea spunea trei lucruri. Lucruri care le regăsim absolut în activitatea acestor femei purtătoare de miruri, în activitatea acestor femei apostoli. Și spunea ea, go, see and do, în engleză, adică du-te, vezi și acționează. Sunt cuvinte care izvorăsc din iubirea, care devine faptică. Iubirea nu este ceva care se teoretizează, ci iubirea trebuie să se manifeste pentru a fi deplină. Și când e nevoie ca noi să devenim apostoli al lui Hristos, ca noi să devenim purtători de miruri, să împlinim această lucrare a lui Iisus în lume, trebuie să mergem, să vedem, adică să analizăm și să acționăm. Să nu rămânem așa într-o contemplație care nu devine activă, pentru că nu vom primi alminteri acest bucurați-vă de care se învrednicesc aceste trimise ale lui Hristos. Sfântul Ioan al Crucii, unul dintre marii mistici ai apusului, spune la rândul lui faptul că în seara vieții noastre vom fi judecați doar despre iubirea pe care am întâlnit-o în viața noastră. Și la fel lucrul acesta se vede în dragostea pe care aceste femei au trăit-o cu intensitate pentru Hristos, învățând că El este Domnul și Dumnezeul nostru. Așadar, să mergem încredințați la casele noastre de această realitate că femeia are un rol absolut important. Să știți că toți episcopii din lumea aceasta, toți preoții, toți teologii, toți profesorii de filozofie, de teologie, toți gânditorii nu fac la un loc din lume. Nu fac ceea ce face o mamă și o bunică atunci când împreunează degețelele nepoțelului său, vorbindu-i despre Hristos, arătându-i realitatea îngerașului,
și învățând tainele credinței. Vocația femeii nu se oprește doar la mironosițe de apostol, ci ea continuă până la sfârșitul veacurilor, pentru că Dumnezeu iubește și cinstește femeia, punând-o, repet, la cel mai înalt loc al creației, gândindu-ne la Maica Domnului. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze, să avem parte de această înțelegere și de această bucurie pe care au avut-o femeile mironosițe. Amin.